cât costă întreținerea la un Audi A4 B8 din 2008 până în 2015? Nu uitați să-ți cureți motorul cu un flash la următoarea revizie. Este o mașină foarte căutată, foarte dorită, alternativă la Passat, chiar dacă este mai mică la interior, o idee mai luxoasă, râvnită de mulți români, de mulți europeni, iar cea mai populară variantă este cea de 2.0 TDI. De altfel, și printre cele mai fiabile, 2.0 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, variantele pe benzină sunt destul de păcătoase, în special cele 2008-2012, 1.8 și 2.0 TFSI, care au probleme mari cu consumul de ulei din cauza segmenților foarte subțiri care trebuie înlocuiți cu tot cu piston, cu tot cu pistoane. Da, problemă de fabrică care probabil că a fost remediată la facelift sau la modelele următoare, dar dacă vrei să nu ai probleme, stai departe de 1.8-2.0 TFSI și uită-te la 2.0, 3.0, 2.7 TDI. Astăzi eu vorbesc de costurile de la Audi A4 2.0 TDI 105 kW, respectiv 143 de cai putere, cutie manuală 2008-2015. Uleiul de motor, 5 litri, ideal ar fi Ravenol VMP 5W30 Long Life sau un ulei Long Life echivalent. VMP USVO este un ulei full sintetic care are și o aprobare Audi Motorsport. Asta așa ca fapt divers. Și apropo, prețurile de aici sunt prețuri de listă la care se pot adăuga reduceri de până la 10% în funcție de oferta pe care noi o primim. Desigur, sunt prețuri orientative medii la care prețurile pot fluctua. Dar, repet, dacă cineva ne solicită o ofertă de, nu știu, 2-3.000 de lei, cu siguranță veți primi la toate cele de aici menționate o reducere de 10%. Așa lucrăm noi. Bun, adică astea sunt prețurile recomandate, nu sunt făcute de noi, sunt făcute de furnizorii noștri de piese care ne dau prețurile recomandate de vânzare. De acolo noi le preluăm și mai facem diverse ajustări. Deci sunt prețuri pe care le-am inventat noi. Și probabil că sunt cam peste tot, plus minus, astea sunt prețurile medii. Bun, deci filtrul de ulei ar fi 25 de lei man filter. Filtrul de aer 65 de lei man filter. Filtrul de carburant 88 de lei man filter. Filtrul de polen 78 de lei man filter. Relativ ieftine filtrele la care dacă mai jonglezi cu producătorii, filtrul din ăla MAN, filtrul de la MALE, filtrul de la Bosch, filtrul de la Wix, filtrul din ăla Valeo, poate că mai scutești ceva. Filtrele văd că în total ar fi undeva pe MAN, undeva la 75 cu 80, cu încă 80, 240 de lei ar fi filtrele, 279 de lei ar fi uleiul la 5 litri, deci o revizie completă te duce între 500 și 600 de lei. Ulei de calitate și toate filtrele. Dacă schimbi doar ulei, filtru de ulei, așa, pac, preventiv la 10.000, te costă undeva la 300 de lei, ceea ce eu zic că e convenabil pentru un Audi. Kit de ambreiaj LUC, care kit înseamnă disc, rulment și placă de presiune sau, cum mai este iadul de numit în popor, soarele. Volantul este cu masă dublă LUC și costă 2360 de lei. Mi se pare un pic cam scump. Poți să-i zici că e 2100 de lei cu reducere din start. Deci, practic, un kit de ambreiaj complet cu reducere ar fi undeva la 3200 de lei. Volant cu masă dublă, kit complet, toate LUC. Cu manoperă, dacă te duci la un service, 3500 de lei. Deci, suma minimă la care poți să schimbi un ambreiaj dacă mergi pe LUC este de 3500 de lei cu tot cu manoperă și garanție la un service. Apoi, planetară SKF, 1020 de lei. Cap planetară SKF, 360 de lei. Bujie incandescentă NGK, 63 de lei. Kit distribuție plus pompă de apă Continental, 850 de lei. Kit curat de transmisie, curat de accesorii, probabil, 300 de lei. Deci, kit, distribuție cu tot curele de accesorii, pompă de apă, te duc undeva la 1150 de lei
și cu antigelul mai pui încă 100 aproximativ cu tot cu apă distilată, 1250 de lei și cu manoperă la un service care ar trebui să fie undeva la 300-350 de lei pentru o distribuție, că o faci în maxim 2 ore. E motorul longitudinal și la A4 din câte știu și lucrezi destul de ușor. Deci undeva la 1500 de lei plus minus te duce o distribuție cu tot cu antigel, pompă de apă și curele de accesorii la un astfel de model. Cap de bară Lampforder 165 de lei. Bieletă de direcție 83 de lei. Bucata, sunt două, da? Și pe stânga și pe dreapta. Discuri față ATE 275 de lei bucata, deci 550 de lei setul. Discuri spate ATE 215 lei bucata, deci 430 de lei setul. Plăcuțe față ATE set 256 de lei, respectiv pe spate 200 de lei. Deci un schimb de discuri și plăcuțe față spate plus lichid de frână plus manoperă, care lichidul de frână e aproximativ 50 de lei, 58 de lei este DOT 5.1 de performanță, DOT 4 e 40 și ceva de lei 1 litru, la toate mașinile intră aproximativ 1 litru, plăcuțe față 250 cu spate 200, deci sunt 450, cu 550 și cu 430, ar fi aproximativ 1500 și cu lichidul de frână 1550, cu manoperă te duc vreo aproximativ 2000 de lei să schimbi practic tot sistemul de frânare în afară de etriere și furtună. Deci schimbi discuri, plăcuțe, față, spate, manoperă, lichid de frână, ai totul no-notes, 2000 de lei. Radiator de răcire motor Nissan's 640 de lei, destul de scumpicel. Termostat Valeo 54 de lei, turbocompresor 3100 de lei, turbina. Ok, poate fi recondiționată la un preț mai mic, o am aici, vă las mai jos un link cu codul de reducere către recondiționare turbină, care vă costă vreo 1000 și ceva de lei, nu 3100. Debit metru Bosch 440 de lei, injector Bosch 1270 de lei plus piesă veche la schimb. Deci un set de 4 injectoare te duce fix 1000 de euro. Sondă Lambda Bosch 420 de lei, amortizoare față Bilstein 315 lei bucata, spate 290 de lei bucata. Arcuri față Les Joforce 207 lei bucata pe spate, pe față și pe spate 159 de lei bucata. Les Joforce sunt foarte bune, sunt făcute în Suedia, printre cele mai bune arcuri. Flanș și amortizor față Zax 49 de lei bucata, față respectiv pe spate 74 de lei. Rulment roată față SKF 270 de lei bucata, pe spate 475 de lei, cam mult pe spate. Bielete antiruliu față Lampforder 120 de lei bucata, pe spate 38 de lei bucată, chiar foarte puțin. Bucșe bară stabilizatoare față Lampforder 23 de lei bucata, pivot Lampforder 110 lei bucata, kit brațe față Lampforder 8 bucăți, kit cu 8 brațe, deci e multilink, kit brațe față Lampforder 8 bucăți, 2860 de lei, supapă Eghere Valeo 740 de lei, ulei cutie manuală Ravenol MTF trebuie 4 litri, MTF2, 264 de lei. La Golf 6, Golf 5, Passat, din câte am văzut, intră aproximativ 2 litri de MTF3, deci se pare că la Audi A4 este altfel de cutie manuală. Lichid de servo Ravenol SSF 1 litru, 49 de lei. Lichid de frână Ravenol DOT 4, 1 litru, 48 de lei și antigel trebuie două bidoane de 1,5 litri care costă aproximativ 90 de lei. Deci sunt costuri medii din punctul meu de vedere, cam scump ambreiajul, nu la fel de scump ca la Sonata, 6300 de lei original, dar destul de scump ambreiajul, destul de scumpă și distribuția, 1500 de lei la un Golf 6, un Golf 7, distribuția e vreo 800-900, la Golf 6 sigur e undeva la 6700, la Golf 7 dacă e același, la Golf 7 cred că e diferit, că e cu senzor, pompă de apă cu senzor, ceva de genul, știu că e ceva, era ceva cu senzor, era mai scump, mai scump kitul de distribuție, probabil că undeva la 1000-1200 de lei, dar la Golf 6, care s-a făcut până în 2012, este destul de ieftină, 600-700 de lei e un kit de distribuție complet, cu antigel și toate cele, nu e la fel de ieftină ca la Logan, dar este destul de scumpă.
destul de scumpă distribuția, destul de scumpe discurile și plăcuțele la Sonata. Discul de frână pe spate a fost 110 lei, setul de plăcuțe a fost 90 de lei textar. Pe față n-am schimbat eu pentru că au fost schimbate, deci mi se par totuși un pic cam scumpe discurile și plăcuțele la Audi A4. Termostatul e accesibil, turbina na, ca oricare alta, injectoarele la fel de scumpe ca oricare altele, amortizoarele sunt ok ca preț, arcurile ok ca preț, rulmenții cam scumpi, în special pe spate, bietele, bucșele nu mi se par scumpe, kitul de brațe dacă se strică, 8 bucăți Lamp Order 2860 de lei. Deci dacă se strică sistemul multilink, scârție ceva și vei să schimbi toate bucșele, ai o grămadă de schimbat. Ai 2800 cu 200, cu 40, cu 80, cu 240, bagi vreo 3500 de lei lejer. Plus manoperă, ai de schimbat o grămadă, te duci spre 4000-4500 de lei să schimbi toate bucșele, brațele de pe mașină. Dacă te apuci să schimbi și biete de direcție, toate cele, ai de băgat ceva bănuți. Deci e o întreținere medie din punctul meu de vedere, schimbul de ulei nu mi se pare atât de scump, în rest sunt ok. Revizia de bază nu este scumpă, na, să nu ai probleme cu alte lucruri, cu un far Xenon, cu calculator de confort, cu trapă, cu, eu știu, cu DPF-ul, cu alte componente mai scumpe. Dar în general sunt prețuri ok, sunt prețuri medii, nu cele mai mici, nu cele mai mari, sunt prețuri medii. Iar la aceste prețuri medii pe care vi le-am dat, v-am spus, la mulți furnizori, mulți producători, multe servisuri, chiar și la noi se pot aplica reduceri în funcție de valoarea comenzii și ce comandați. Cam atât costă un Audi A4, dacă aveți alte sugestii de alte mașini la care vreți să vedeți diferite costuri, nu uitați că mai am pe canal costuri la diverse mașini, la E90, la F10, la MX-5, la Porsche Boxster, la Audi R8, la Passat, la seria 7, la Logan, mai am câteva mașini la care am cost, la Opel Insignia, deci am câteva mașini la care am făcut diverse costuri. Dacă aveți alte sugestii, uite, chiar o să mă uit foarte atent la ceea ce îmi scrieți voi în rubrica de comentarii, să văd cam ce, la ce mașini ați dori să mai vedeți diferite costuri. Și o să le fac, pentru că e bine să știți pe viitor ce mașină vă cumpărați în funcție de aceste costuri. Vă faceți un calcul, vă faceți un buget și în funcție de asta vă puteți căuta mașina sau vă poate ajuta să vă găsiți o mașină mai ieftină la întreținere. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.